acest scumpir vor influența majorările costului final al producției agricole cu circa 20-30%. Bineînțeles, securitatea alimentară este o prioritate pentru noi și vreau să menționez cu certitudine că astăzi în țară avem rezerve de grâu în cantitate de peste 300 de mii de tone care ne asigură securitatea alimentară și până la noua roadă, chiar cu rezervă de o lună, două. La fel al vreau să menționez cu cantitățile necesare de zahăr. Deci Moldova consumă anual în jur de 80 de mii de tone de zahăr. Anul trecut, deci am avut o rezultat foarte bun, atât la grâu, la sfeclă de zahăr, la floarea soarelui, la porumb și nemijlocit vorbind de zahăr, au fost produse în jur de 90 și ceva de mii de tone de zahăr, 11-12 mii tone au fost exportate, deci astăzi în stoc sunt în jur de 60 de mii de tone de zahăr, ceea ce ne asigură cantitatea necesară, consumul intern până la finele anului sau să zicem până la roada viitoare și până începe să fie procesată roada din anul curent. Ce ține de porumb, de asemenea, în stoc. Deci avem peste 1,5 milioane de tone, deci până la roada nouă avem cantități suficiente și anume din aceste considerente este și reluat exportul la porumb. Bineînțeles că în același timp monitorizăm îndeaproape la momentul necesar ca exporturile să fie stopate pentru a asigura cantitatea necesară pentru consumul intern. Ulei? La ulei, de asemenea, deci anul trecut am avut o roadă record de floarea soarelui, deci au fost recoltate peste 800 de mii de tone de floarea soarelui, ceea ce stocurile care sunt la ziua de astăzi sunt suficiente pentru asigura consumul intern pentru 2 ani și jumătate. Anume, din aceste considerente, la moment, deci este permis atât exportul de ulei din Republica Moldova, cât și de semințe de floarea soarelui. În contextul în care Republica Moldova noi avem acum peste 100 de mii de refugiați, noi nu știm pe ce perioadă ei au venit aici. Dacă ei vor staționa pe o perioadă mai mare, prevede Ministerul Agriculturii posibilitatea de a majora rezerva de stat de grâu? Noi când facem calculele la necesarul intern, deci deja luăm în calcul și acest număr de refugiați de 108.000-105.000 de refugiați. Da? Ce ține de majorarea rezervelor statului, pe toate tipurile de produse, am inițiat aceste discuții la guvern și rămâne să fie luată o decizie vis-a-vis de necesitatea de a majora rezervele de stat. Dar vorbim de rezervele interne, da, ale țării, deci că nu neapărat cantitatea necesară de produse este stocată în rezervele statului. Deci ambele instrumente sunt necesare și ambele instrumente sunt importante. Cele mai stringente probleme care am avut de fermieri sunt două. Scumpirea carburanților și scumpirea fertilizanților. În acest context, vă rog să-mi spuneți, dacă ministerul a făcut calcule ca să estimeze cât se va scumpi prețul final al produselor agricole din cauza scumpirii carburanților. Noi știm că fertilizanții s-au scumpit circa de 3 ori, da? Sau cu 300%. Motorina s-a scumpit practic cu 50%. Da? Deci, în sumă, și avem un șir de alte scumpiri la materialul semințier, la celelalte inputuri. Deci, cumulativ, aceste scumpiri majorează costul de producere la hectar cu circa 40-50%. Da? Deci, noi nu știm astăzi unde au să se oprească aceste prețuri. Da? Nimeni nu poate să facă o prognoză
sigură, dar cu certitudine că deja aceste scumpiri vor influența majorările costului final al producției agricole cu circa 20-30%. Dar în practică rămâne să vedem pe parcurs cum vor evalua aceste prețuri și în fine să vedem care sunt alte măsuri necesare, suplimentare, de a fi întreprinse de către minister. Cele două probleme care am dureroase pentru fermieri. Da. Carburanții, fertilizanții, da. Spuneți-mi, vă rog, ce ați propus guvernului ca să ajutați, de exemplu, cu carburanții? Deci noi am propus ca să fie restituită arciza la motorină pentru agricultori. Și este o problemă mai veche care a fost discutată și anterior, până la majorarea prețurilor la carburanți și este o practică internațională unde agricultorii sunt sprijiniți prin această măsură de a fi restituit arciza la motorină conform suprafețelor lucrate, conform culturilor lucrate. Noi nu putem spune că Moldova este o țară cu agricultură performantă. Parțial poate da. În rest, noi avem probleme. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Vreau să vă zic că avem mulți agricultori buni care au reușit să treacă să practice o agricultură performantă. Bineînțeles că spațiul pentru eficientizare și îmbunătățire este. Anume acest lucru și l-am propus prin strategia care a fost elaborată, consultată cu agricultorii de dezvoltare a sectorului, ca să ajutăm agricultorii să implementeze acele practici, acele inovații care sunt în sector. Este un lucru care trebuie făcut în continuu. Lumea este în permanentă schimbare. În permanență sunt elaborate tehnologii noi, cerințe noi și pentru noi este foarte important ca să mergem în pas cu comunitatea internațională și agricultorii noștri să aibă acces la cele mai noi tehnologii, ultimele inovații care să ne ajute să fim eficienți, să fim productivi, activitatea să fie una rentabilă și să putem să oferim consumatorului produse calitative, produse sigure, gustoase.